Adevărata surpriză la alegerile locale desfășurate duminică 9 iunie în județul Hunedoara vine din partea AUR. Dacă la alegerile locale din 2020 lista de consilieri județeni propuși de AUR obținea doar 2,99% din voturile hunedorenilor, respectiv aproape 5.000 de voturi, anul acesta cu aproape 9%, adică în jur de 30.000 de voturi, AUR urcă pe locul 3 pe podiumul celor mai bine cotate partide politice din județul Hunedoara, după PSD și PNL, obținând 6 mandate de consilier județean, la mică distanță de PNL. Chiar dacă Marius Mane, candidatul AUR, nu a câștigat funcția de președinte al Consiliului Județean, acesta a reușit să se claseze pe locul 3 după Laurențiu Nistor și Călin Marian, surclasând alți 4 candidați înscriși în cursa pentru șefia județului. Dacă Laurențiu Nistor, PSD, a obținut 2.000 de voturi mai multe decât în 2020, iar candidatul PNL din acest an cu 1.277 de voturi mai multe decât cel din 2020, Marius Mane de la AUR a reușit o performanță notabilă, crescând cu peste 17.300 numărul de voturi, respectiv de la 7.188 obținute de candidatul AUR în 2020 la 24.519 la alegerile de duminică. La nivelul primarilor din județul Hunedoara, PSD și PNL dețin controlul absolut, împărțindu-și județul după puteri. PSD și-a adjudecat supremația cu 43 din cele 69 de primării, cu 9 mai multe decât în 2020, iar PNL conduce în diferența de 26 de primării hunedorene, dar cu 6 mai puține decât la alegerile locale din 2020. Pentru cele 69 de consilii locale au depus liste numai puțin de 22 de partide, alianțe politice și electorale și candidați independenți. AUR a reușit și la acest capitol să se claseze pe locul 3 după PSD și PNL, reușind să obțină 91 de mandate de consilieri locali.